Guvernul tocmai a aprobat o hotărâre de guvern controversată prin care sunt favorizați producătorii ineficienți de energie, mă refer la termocentrale. Acestea vor avea prioritate în sistemul energetic. Cum ar putea să fie afectați ceilalți producători de energie mult mai eficienți decât termocentralele? În primul rând, în această hotărâre de guvern, pe lângă faptul că se dă acces garantat celor două companii, Hunedoara și Oltenia, se mai garantează, e o chestiune ambiguă acolo, se garantează funcționarea continuă la o putere medie de 200 de megawați și respectiv 500 de megawați. Asta înseamnă, dacă facem un calcul, într-un an, un echivalent de 6 terawați-oră pe an. O cantitate care este foarte mare, este echivalentul de două ori contractul pe care îl are în acest moment Aldro cu Hidroelectrica. Deci este o cantitate foarte mare care reprezintă cam 10% din cât se consumă România, 12%. Bun, cum poate să fie garantată această producție? Numai dacă toată acea cantitate va fi preluată în coșul pe care îl plătesc consumatorii reglementați, în principal cei casnici și o parte din cei industriali. Faptul că acum avem, dacă ne uităm acum la structura coșului, dacă această hotărâre de guvern intră în aplicare de la 15 aprilie, asta înseamnă că până la sfârșitul anului trebuie să fie cumpărate de la cele două companii cam 5 terawatt-oră. Cele două au acum 2,8. Deci asta înseamnă că va trebui să fie, ca să păstrezi totuși coșul, să nu-l mărești că ești complet din calendarul de liberalizare, trebuie să scoți pe alții și să-i arunci în piață și să introduci în coș aceste cantități suplimentare. Problema este că este o dată foarte din scurt. Da? Adică să anunță acum pe hidroelectrica sau pe nuclear electrica că va trebui să își vândă începând cu 15 aprilie toată această energie scoasă din coș, deci vreo 2 terawatt-oră până la sfârșitul anului, în condițiile în care hidroelectrica și așa nu reușește să-și facă contracte pentru energia pe care știe sigur că o are, va crea un șoc de ofertă pe OPCOM, ceea ce va duce la prăbușirea prețurilor. În cealaltă parte, la consumatorii reglementați, având în vedere că această cantitate suplimentară este mult mai scumpă, Hunedoara produce cu 271, Oltenia cu 190, în timp ce ceilalți au hidroelectrica 125, nuclear electrica 142 și cam pe acolo se învârt cifrele. Asta înseamnă că va crește brusc și prețul mediu pentru consumatorii reglementați, adică pentru consumatorul casnic. Deci, în alte cuvinte, efectul imediat este că hidroelectrica va avea o problemă sau cine este scos din coș, că trebuie să vândă foarte din scurt pe bursa de energie o cantitate suplimentară care este semnificativă. Pentru piață, faptul că apar variații de preț complet neașteptate, iar pentru consumatorul casnic, că vor crește prețurile. Am făcut așa un calcul estimativ. Creșterea de preț, în eventualitatea în care s-a scoate hidroelectrica din acel coș, ar fi cam de vreo 10% pentru energie. Bine, în factura consumatorului final, suma ar fi mai mică pentru că acolo mai sunt și tarifele de transport și de distribuție. Dar oricum, cam 5%, 8% s-ar vedea în prețul consumatorului casnic. Motivul invocat pentru aprobarea acestei hotărâri este siguranța sistemului energetic. Este justificat sau nu? Este cumva pus în pericol în momentul de față sistemul energetic? Nu, și dacă ne uităm, și asta iarăși este o mare problemă, că s-a discutat că din cauza că acum au intrat regenerabile, multe eoliene în piață, au apărut niște dezechilibre foarte mari. În primul rând, aceste centrale termo, la rândul lor, nu au o producție care să fie foarte ușor reglabilă și, în general, ei fac o cerere și ei, la rândul lor, pe piața de echilibrare. Deci, dimpotrivă, vor amplifica problema pe piața de echilibrare. În al doilea rând, mă rog, deci nu se poate să vii și să spui acum că ai această problemă cu siguranța energetică atâta vreme cât, odată, că cantitatea de energie regenerabilă este mai mică decât ținta pentru acest an. Deci chiar cu toate aceste investiții noi care s-au făcut, noi ne aflăm încă sub acel prag. De ce, dacă te afli sub pragul ăsta și știai că se vor face investițiile astea, nu ți-ai pus problema în momentul în care ai făcut legea, în momentul în care ai
făcut pragurile, nu ți-ai pus problema să faci investiții la Transelectrica, spre exemplu. Cine s-a uitat ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, să zicem, sau 7 ani, sau 5 ani cu ce investiții a făcut Transelectrica, știindu-se de la bun început că această problemă va exista? Dar chiar președintele Consiliului Concurenței a justificat acordarea unui aviz pentru această hotărâre prin faptul că a pus siguranța energetică mai presus de orice, lăsând chiar concurența pe plan secund. Cum comentați? M-aș uita întâi și întâi de ce nu s-a dezbătut public această hotărâre de guvern. Apoi, în momentul în care a ieșit în piață această hotărâre de guvern, au apărut vocile contra. Deci asta este motivul pentru care, de fapt, nu s-a făcut public. Din câte înțeleg, Consiliul Concurenței nu a avut timp să analizeze această hotărâre de guvern, care iarăși a venit pe nepusă masă. Deci, eu cred că ar trebui să facem lucrurile așa cum trebuie. Într-adevăr, există și în legea românească și în directivele europene o prevedere că se poate renunța un pic la concurență dacă e problemă majoră de siguranța alimentării cu energie electrică, dar prevederea din directive nu se referă la o situație care era perfect predictibilă în acest moment. Și în al doilea rând, chiar nu are nicio legătură cu siguranța energetică. Mai mult decât atât, adică ce înseamnă siguranța energetică? Înseamnă să ai investiții care să-ți asigure faptul că întotdeauna va exista ofertă de energie când va exista cerere pentru așa ceva. O măsură de asta făcută așa de astăzi pe mâine, discriminatorie, fără nicio dezbatere publică și în care statul își favorizează într-un mod arbitrar propriile companii în defavoarea tuturor celorlalți de pe piață, fie privați, fie de stat, nu este de natură să încurajeze un investitor să vină aici. Și încă o chestiune. În directivă spune că că un stat membru își poate favoriza producătorii care folosesc resurse interne, resurse de energie primară internă. De ce se face o discriminare între producători? Pentru că toți producătorii de energie electrică din România folosesc surse de energie primară interne. Adică și hidroelectrica, și nuclear electrica, și braz, și regenerabilele, toate au aceeași... Acolo, în directivă, ideea era în situația în care, să zicem, ar apărea un război sau mai știu eu ce, sau există un risc să ai o problemă de aprovizionare de la Gazprom, spre exemplu. Cam asta a fost gândirea la momentul în care s-a făcut această prevedere. Ceea ce nu e cazul, pe scurt, nu are nicio legătură cu asta. Așa cum spuneați, hotărârea a fost aprobată fără o dezbatere publică. Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niț, spune că nu a fost nevoie de o dezbatere publică, deoarece are un caracter pur tehnic. Chiar și așa, nu era nevoie de o dezbatere publică? Da, chiar există un monopol la Ministerul Energiei cu privire la capacitatea tehnică sau cum? Adică dezbatere publică se face pe absolut orice reglementare, lege, strategie, indiferent că este mai tehnică sau mai puțin tehnică. Și discutăm acum totuși de o măsură care are un impact major asupra întregii piețe de energie electrică. Și i-am discutat acum numai despre piața, despre OPCOM și despre contractele reglementate. Însă dezechilibrele sunt și pe celelalte piețe, pe piața de echilibrare și pe piața de servicii tehnologice de sistem. Astea, de faptul că acolo apar niște dezechilibre majore și care tocmai favorizează pe cei ineficienți în dauna celor eficienți, acolo este un risc suplimentar de securitatea alimentării cu energie electrică. Și în condițiile astea nu poate să fie contestată hotărârea de guvern? Hotărârea poate să fie contestată și din mai multe motive, dată că nu are nicio legătură cu obiectivul pe care îl poate atinge, dar în primul și în primul rând, procedural, nu s-au respectat niște pași care sunt necesari pentru aprobarea oricărui act normativ, cum ar fi cele de transparență. Înțeleg că, de fapt, Consiliul Concurenței nu a dat un aviz legal, a dat o scrisoare ca un răspuns la o întrebare ipotetică, este ajutor de stat sau nu. Iar problema aici este, de fapt, că e vorba mai curând de discriminare decât de ajutor de stat per se. Ajutorul de stat este doar una dintre metodele de a distorsiona concurența într-o piață. Însă lucrurile care
mi interesează și pe Uniunea Europeană și, mă rog, și în legislația românească, în legea concurenței, se referă și la tratamentul discriminatoriu al unor companii în defavoarea celorlalte. Toată lumea știe că termocentralele sunt ineficiente și au costuri foarte ridicate. Care ar fi fost măsurile corecte care ar fi trebuit luate în cazul acestora? De foarte mulți ani de zile se pompează mulți, mulți, mulți bani în aceste termocentrale. Nu se poate să întrețin în continuare. De fapt, ce înseamnă prelungirea acestui ajutor de stat și acestui sprijin, acestor măsuri discriminatorii? Faptul că în continuare li se permite să se comporte cum s-au comportat până acum. Nu există nicio metodă prin care un astfel de ajutor temporar i-ar face să devină mai eficient, să investească sumele suplimentare în creșterea eficienței. Cred că ar fi trebuit să fie făcute privatizate încă din 2005-2006. Ar fi fost bine să se privatizeze măcar în anii de atunci până acum. Pe măsură ce înaintăm în timp, problemele cresc, lucrurile nu sunt, devin din ce în ce mai complicate, trebuie făcute din ce în ce mai urgent niște investiții, ele sunt tot mai neconforme cu condițiile de mediu și atunci pe măsură ce întârziem lucrul ăsta, mă rog, abordarea acestor companii problemă, din aceea avem probleme mai mari și de securitate energetică și cu piața de energie. Insolvența ar fi o soluție? Mai ales în cazul Hunedoara. Hunedoara este o companie, după părerea mea, în faliment. Ea a fost construită, ca și Oltenia, de fapt, a fost construită unind ce s-a considerat așa, dacă foarte lax, după niște criterii foarte laxe, că ar fi niște active viabile în lignit și în huilă. Acum, probabil, în cel mai bun caz, poate acum vreun an, doi, o bucată din Hunedoara ar fi putut să supraviețuiască, Paroșeni și cu una sau două mine. Restul este clar în faliment, cum ar fi Deva, este o companie, e o centrală cu multe probleme. Oltenia ar putea fi salvată dacă ar fi privatizată, după părerea mea. Pentru că statul nici nu trebuie să continue să dea ajutor de stat, nici nu va putea face la infinit și, din câte am văzut până acum, deși am avut 10 de ani de zile la dispoziție, nu se fac investiții în creșterea eficienței. S-au făcut niște cârpeli de mediu, însă nu în creșterea eficienței, nu în înlocuirea părților vechi cu componente mult mai performante. Constantin Niță și-a exprimat intenția de a forma un mix de energie în sensul să unească hidro cu termo și cu nuclear. Ce ar însemna asta pentru sectorul energetic? Da, este aceeași problemă pe care o tot auzim. Nu știu de ce toată lumea are impresia că asta este soluția tuturor problemelor. Hai să ne uităm ce s-a întâmplat în Bulgaria, că ei și-au făcut campion integrat în 2007, exact în momentul în care ne gândeam și noi să facem un campion integrat și uite ce probleme au acum. Varianta asta prin care continui să întreții părțile ineficiente ale sistemului pe socoteala celor eficiente este pierzătoare pe termen lung. Motivul pentru care s-a încercat dintotdeauna să se facă aceste mixuri energetice a fost ca odată să continue să fie subvenționat, încrucișat ineficiențele din sectorul termo cu hidroelectrica și cu nuclear electrica, fapt care le-a decapitalizat și le face în imposibilitatea de a-și face propriile investiții și pe de altă parte că în momentul în care s-au separat și au apărut, au început să-și facă contracte ele în răspundere proprie pe bursă, s-a văzut că unele dintre ele care nu fac așa, dau niște prețuri mult mai mici către unii clienți preferențiali. De fapt, asta era marea miză în urmă cu 2-3 ani. Acum, miza este să continuăm să întreținem centralele ineficiente. Și trebuie spus ceva aici. Noi avem pe hârtie o capacitate energetică uriașă, nu știu, vreo 17.000 de megawați, în condițiile în care consumul este de 8.000. Toată lumea zice, păi înseamnă că avem capacitate excedentară. Bun, din cei 17.000, probabil vreo 6.000 sunt complet neoperaționali, dar ei continuă să fie întreținuți de cineva. Cine îi întreține?
Păi, întreține Oltenia. Am aflat acum că și domnul Nițu a spus că Oltenia are 6.000 de megawați. Păi bun, e o capacitate uriașă din care produce foarte puțin și înțeleg că dacă are nevoie să-i fie garantat pentru 500, înseamnă că nici pentru aia 500 n-ar avea piață. Bun, deci, practic, motivul pentru care aceste termocentrale au prețurile astea foarte mari și au costurile astea foarte mari este că ele, deși produc o cantitate mică de energie în piață, întrețin nu știu câte mii de megawați care, de fapt, nu sunt operaționali. Și asta înseamnă contracte cu firme căpușă și înseamnă sindicate care trebuie să fie, mă rog, care nu vor să-și pierdă locurile de muncă. Un astfel de mix ar avea vreo șansă pe o piață regională, având în vedere că nici măcar în situația actuală hidroelectrică, de exemplu, n-ar putea să facă față concurenței pe piața de la Budapesta, unde prețurile sunt aproximativ aceleași ca la bursa autohtonă. Opcom, respectiv. Da, mie nu mi se pare că ideea asta de mix în sine are vreo legătură cu realitatea și s-a creat această falsă impresie că nu poate să concureze termo cu nuclear și cu hidro. Nu este adevărat și hai să ne gândim logic la orice altă piață doriți. Nu își pune nimeni problema că toți producătorii de telefoane mobile trebuie să aibă aceleași costuri. Sau atunci hai să ne gândim de ce să nu spunem că și toți cumpărătorii ar trebui să aibă aceleași venituri. Deci nu are nicio logică asta. Sunt producători care sunt mai eficienți prin natura lor, sunt producători mai puțin eficienți, există o ordine de merit și până la urmă prețul dat de piață este cel al ultimei unități care intră în piață, da? Care este, mă rog, deci sunt unii producători care reușesc să vândă foarte ieftin sau ar putea să vândă și dacă prețul ar fi mult mai mic și ei fac profit mai mare și producători care intră în piață până când profitul lor tinde spre zero. Însă asta este funcționarea normală a pieței și toată lumea din cauza asta ar trebui să se orienteze spre varianta cea mai eficientă. Sigur că acum se poate spune că nu poți să crești la infinit că n-ai un potențial limitat hidro. Dar ideea este să le folosești optim în așa fel încât să obții mixul optim generat de piață. Nu trebuie să construim noi acum aceste mixuri. Mai e și o altă chestiune. În momentul în care s-a pus problema privatizării lui Turcean, Rovinea și Craiova în 2005-2006, la momentul respectiv, urma să intrăm în Uniunea Europeană, exista un calendar clar de liberalizare a pieței. Existau deja aceste companii complet separate, hidroelectrica, nuclear electrica și aceste termocentrale și totuși, în momentul în care s-au pus la vânzare, au apărut câte 7-8 companii străine de calibru cel mai bun, care erau interesate să cumpere aceste companii. Cum de nu și-au pus ele problema că trebuie să-și facă un mix, dacă nu se poate cu mix. Deci erau interesate în condițiile în care știau că trebuie să oprească o parte din fiecare centrală și să reconstruiască de la zero timp de câțiva ani până înlocuiau toate unitățile și totuși, asta în condițiile în care concurau cu hidroelectrica și cu nuclear electrica și totuși erau interesați. Cum se explică? Sau de cum se face că orice investitor care vrea să-și construiască o centrală nu-și pune nicio secundă problema că trebuie să investească simultan în hidro, în nuclear și în termo. Pur și simplu lucrul ăsta nu are sens. Ultima întrebare, că tot vorbeam de Opcom, cum comentați evoluțiile din ultima vreme de pe platformele Opcom? Constantin Niță tocmai a criticat foarte aspru evoluțiile de pe Opcom, spunând că este de fapt un surogat de bursă. Bursa Opcom, din câte văd eu, funcționează foarte bine. Este normal că în momentul în care oferta să crește și cererea este destul de scăzută, prețurile să scadă. A plouat, a bătut vântul, au intrat multe eoliene în piață. Nu e deloc un lucru rău că prețurile scad. Adică, pe de o parte ne îngrijorăm că vai ce ne facem cu consumatorii când să va fi liberalizată piața, pe de altă parte ne îngrijorăm că vai săracii producători ce o să facă pentru că uite cum scad prețurile. Nu, asta este evoluția.
evoluția normală a pieței. Și sunt momente și momente. Dacă am fi avut acum o secetă foarte mare, atunci prețurile probabil ar fi fost mai mult mai mari și asta s-a văzut anul trecut. Acum, într-adevăr, au intrat aceste capacități eoliene foarte multe, care, mă rog, sunt de curând, în ultimii un an și jumătate, să zic, și cresc foarte repede, dar este o evoluție normală a pieței. Pur și simplu, ceea ce trebuie să ne intereseze este măsura în care consumatorul este satisfăcut, măsura în care nu apar dezechilibre în piață, cum facem ca piețele să fie funcționale și să răspundă rapid influențelor din partea ofertei și a alegerii.